Claus Iohannis a fost părât la Parlamentul European. Eurodeputatul PSD Claudiu Tănăsescu s-a plâns că președintele României nu o revocă din funcție pe Laura Codruța și Este inadmisibil ca președintele unui stat membru al Uniunii Europene să nu respecte decizia celei mai înalte curți judecătorești dintr-un stat. Poate ar fi normal ca membrii Partidului Popular European, grup politic din care face parte și Claus Iohannis, să i explice că într-o democrație autentică, politicianismul și politica merg doar până la Constituție și la deciziile curții constituționale. Altfel, democrația se transformă în anarhie. A declarat eurodeputatul PSD, care a făcut apel la politicieni europeni: Dacă politicienii europeni nu vor lua o atitudine fermă vis-a-vis de încălcarea unei reguli fundamentale a democrației, precum încălcarea unei decizii a celei mai importante instanțe judecătorești dintr-un stat membru, mâine Europa poate asista la încălcarea de către membrii ei a reglementărilor tratatului de la Lisabona, document ce ține loc de Constituție europeană. Eurodeputatul a mai adăugat că astfel de încurajări nu fac decât să crească neîncrederea cetățenilor în instituțiile și mecanismele de funcționare ale Uniunii Europene. Au trecut mai bine de trei săptămâni de când Curtea Constituțională a cerut șefului statului să emită decretul de revocare din funcția Laurei Codruța și. Între timp, președintele s-a ales și cu o plângere penală din cauza tergiversărilor.